vremea aceea pe Ioan Botezătorul și Popolul de Ioan Pustie, el zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Ioan acesta este acela care se veste prin norocul Isaia, când zice, iată, glasul cine ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, ne vedeți în călărie. Ioan purta o haină de roade de vină și la mijloc era încins cu un fel de cuie. El se hrănea cu lăcuste și mere sălbate. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați pe el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei din Sfântul Iisus Hristos să primească botezul lui, le-a zis, cui de nădorăci? Cine m-a învățat să fie de mâine aripat? Faceți la roade predice pe provința voastră și să nu credeți că puteți de cine voi și vă avem ca dată pe Abraham. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să fie și fiul lui Abraham. Iată că securea aș fost să fie tână rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă de pomilor, va fi tăiat și va lucra cu foc. Cât despre mine, vă puteți cu apă spre pocăință. Dar ceea ce vine după mine este mai puternic cu mine și nu se vă să duc încălțămintele. El vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata mult și va curăți, îi se greșește apia și își va strânge greu în grânat, dar treaba o arde într-o foc care nu se stinge. Amin. Amin. Care așa la fel. După aceste cântări, am venit și eu într-o cântare, al Davidului, cel 145. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Amin. Laudă. Și mărirea lui este nepădrus. Aleluia. Fiecare neam de om să-l laudă în proprietate și să găsească în proprietate cele mari ale lui Dumnezeu. Și ce devine mie în această seară, dumneavoastră, pe care aveți o carte, cei de la versetul 11, credincioșii tăi vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slava împărăției tale. Pentru că vreau să vă vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, să vă vorbim aici. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta în mijloace de toate viacurile. Amin. Amin. Să le dea unul Dumnezeu har să aveți parte de Sfântă Împărăția Lui. Amin. Că de altfel, ceea ce vă spun în continuare, vă întreb, așa și să fie personalizat la nivel de individ, așa să întreb pe fiecare, începând după opinii care ne pricep, deci la mine au tot ce în stare să înțeleagă, vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Știți, scrie, vă citesc din Matei, de la capitolul 8, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea așa, versetul 11, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerului. Iar fiind împărăției, vor fi aneșați în timpul de afară, vor fi aneșați și cu mine. Că nu vor intra toți până împărăția Dumnezeu. Spunea tot Domnul, la Tărătățenia, la Matei 7, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, și poate să repete de câte ori vrea. Că va intra în împărăția celor ce cer, ce face voia Tatălui meu, care este în cerul, versetul 14, mulți vor zice în ziua aceea. E șocant. Mulți care aveau nădejde să fie, nu vor fi auziți. Mulți în orice în ziua aceea. Doamne, Doamne, nu am spus Doamne, Doamne. Noi am prorocit. Ăștia nu pot fi numai de la Pentecostal. Noi am făcut minuni din numele Tău. Și încă multe scrie. E șocant ce scrie. Atunci îmi spune curat. Și o Doamne, 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 mi-a bine spune-ne acum. Nu
Să ne întoarcem la textul nostru, în gândul acestei întrebări, vei intra în Împărăția Cerului. Ioan avea acest mesaj binecuvântat, versetul 2. Pocăiți-vă că și Împărăția Cerului este aproape. Și Domnul, când a intrat în lucrare, la fel spunea, zice în 4:17, pocăiți-vă că și Împărăția Cerului este aproape. Încă n-am venit. Dar vine, așa e? Ne rugăm noi așa frumos cu tot, Domnul ne-a învățat. Vie Împărăția ta. Da, și va veni. Scrie în Apocalipsa, citesc din capitolul 11, pe versetul 15, Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasul puternic care ziceau Împărăția Lumii, în numele Domnului nostru și a Hristosului să fie la împărății în vecii, vecii la Lui. Da. Scrie în cartea Daniel, la capitolul 2, vorbește de Nebucadnezar, a căzut pe gânduri și se întreba, cine va crede în mine? Ce împărăție se va mai ridica? Ce va fi în viitor? Și Dumnezeu i-a dat acel vecii lumii, dar el a furat a fost să trebuie pe înțelepții lui, știți episodul acela, ce a lăsat și i-au spus, am văzut pe cer pe față. Dar s-a găsit acolo un tânăr credincios, care m-a avea trei prieteni, tot bun credincioși ca și el. S-a rugat și Dumnezeu le-a dat și visul și trebuirea. Și parcă îl văd pe rege care, pe măsură ce Daniel îi spunea, băi, așa am visat, așa am visat. Și s-a dat un chivez, aur, argint, bronz, pierdut. Colovatul care s-a desprins o piatră. Totul, totul ca praf din aer. Și-a umplut pământ. Știți târguirea? Eu citesc la versetul 44, capitolul 2. În vremea acestor reparații, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită nici o tată, nu va trebui stăpânirea altui popor, iar să rămâna și mai nimic și toate acele împărății și însă își va dăinui binecuvântat să fie împăratul acestei împărății. Amin. Și ce har, Dumnezeu vrea să vină în împărăția aceea și de la Dobrigoa. Așa e? Dumnezeu ne-a chemat la această împărăție binecuvântată. Alții n-am auzit de ea. Noi suntem chemați, a fost și la noi mesajul. Pocăiți-vă că și Împărăția celor este aproape. Amin. Și vine putere părinte. Amin. Numai că Ioan predica mai departe. Și scrie aici în versetul 7 le-a zis unora pe voi cine m-a învățat să fugeți de mânia viitoare? Că atunci când se va arăta Împărăția lui Dumnezeu, când se va finaliza istoria tuturor împărăților și istoria acestui pământ, numai că va începe Împărăția, dar cum spuneam, cu cei ce rămân afară, va începe moartea a doua și pierzarea eternă, atunci se va arăta lumea viitoare. Până e vreme de pocăință, mânia nu se arată. Dar zice Apostolul Pavel, o citesc din Roman, de la capitolul 2, citând cu versetul 4, și eu trag de nevegăzirile acestea, trebuie să vezi sensibilizat și tu, Domnule, va cerceta cu sfântă pocăință. Și disprețuiești cu bogățiile, bunătății, intervenții și interrupt din lumile tău. Nu mi-e strucă bunătatea lui Dumnezeu când ne-am dat pocăință, dar cu împletirea inimitare care nu prea îți aduc o comoară de mânie pentru ziua mânie și acele drepte judecăți al lui Dumnezeu care va răspăti fie căruia după faptele lui, ci va fi atunci. Asta le spunea eu în Învățătorul, citește în Vărăzul din text. Vine unul după mine, acela își are lopata în mână
și va curăți aria cu desăvârșire. Va strânge grâul în grânar, dar pleava va arde cu un foc care nu se stinge. Da, ce vei fi, grâu sau pleava? Zice Maleahi, la capitolul 3, vorba de Ioan Botezătorul, de Domnul Iisus, de așa vede, de versetul 2, cine ar putea să supere ziua venirii lui? Cine va rămânea în picioare cum se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorul și călășia lănătorul el va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți de firul Levii. Atunci se va vedea cine rămâne să cânte. Cum se lămurește aurul și argintul, în 4.1, vine ziua care va arde ca un cuptor toți cei trufa și toți cei răi va fi ca miștea. Ziua care vine îi va arde. Domnul nostru nu va lăsa nici rădăcină, nici ramă. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele. Mărit să fie Domnul. Eu îmi place de data asta să credeți că Împărăția Lui Dumnezeu și cu ocazia asta fac o paranteză și mulțumesc că v-ați rugat pentru noi și pentru scumpa mea soție pe care am numit-o după ce a plecat la Domnul și stânda mea. Ea a intrat. Noi încă suntem pe drum. Îmi spuneam un proroc bătrân. Frate, mi-a dat Domnul o vedenie cu vreo lună înainte a trecea la Domnul. Urcau credincioșii pe muntele Împărăției. La jumătate în urmă s-a făcut un filtru. Îngerii nu lăsau să treacă de acolo în urma mireasa Domnului. Și într-o parte era o fiară, care dacă ar fi îngerat, careva să spună, ca și cum să spună, eu am fost credincios. Dar de acolo răgnea, îi cunoștea pe toți care s-au compromis. Și ce am văzut pe soția, că acum au trecut și a ajuns într-un platou în fața unei cetăți sclipitoare. A ieșit un înger cu un vas de aur și a servit cu mana ascunsă pe cei din șirul acela, a zis, numai doi mereau înaintea ei. A zis, când a servit, se s-a transformat ca într-un chip de înger, a rămas numai fața, am cunoscut-o și a zis, știu că a avut o față senină, dar dacă ai văzut-o cum a arătat, nu te-ai mai interesat niciodată. Și a zis îngerul, bucură-te că ai fost acceptată să faci parte din mireasa Domnului, să fie dintre cei cu răspată de tine. A zis, lasă-mi au o trompetă, se vor deschide aceste porți și ne intra în cetate. O, atât de Dumnezeu, să ajung și eu. Dar nu fără dumneavoastră. Nu fără casa mea. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Să intrăm în Împărăția Cerurilor. Să nu ne oprească, să nu ne arunce, să nu ne dea afară. Și dacă dumneavoastră chiar vreți, atunci hai fiți atent la ce ne-a spus Domnul pe inimă seara asta să vă spun. Ne întoarcem la textul nostru. Ioan acesta striga, pregătiți calea Domnului. Versetul 11. Cât despre mine, eu pregătesc, spune așa, botez, dar cel ce vine după mine e mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc și cu un deja amintean, el își va curăți aia. Dragii mei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi, ca predicator, ca slujitor, avem doar un rol foarte limitat. Să predicăm, să botezăm. Rolul nostru este, de fapt, să vă punem față în față cu Dumnezeu. Dumneavoastră, cu ea ți-a încheiat de pământ. S-a dus la un supremat în tână și s-a mărturisit și a zis, eu am slăbit cu mine sau patima asta, oare mă mânt de Dumnezeu? Și slujitorul, ca să prindă oarecum și să-i iau lecția și să amezi, ești copii, da, frate, și eu slujesc, eu cânt până la adunare și dau bani. Da, de slăbiciunea asta nu pot să fac. Păi, dar să fii copii, da, frate, în rest mă silesc. Și oarecum mă
el, da, frate, da. Și fratele în final îi spune, măi, băiete, stai să spun ceva când să plece. Acolo la poartă nu se urmă. Sunt alții. Și tânărul Domnului deștept zice, dar tu ce ai luat la camera din gata? Nu mi-ai mai crezut că ești cu mine, să le duc. Tu ai crezut că eu te pot pe barba mea? Tu ai crezut că eu să fac și de zidrare? Asta spunea Mântuitorul. Și spune un Mântuitor mai vârstă, și măi, eu am botezat. Și pochezi de pocheți. Și atunci zice, păi cum ai botezat în pocheți? O să-i vedea după vremea. Când se vor vedea câți rămân și cum se comportă. Asta cred că trebuie să înțeleagă poporul. Nu se spune la noi în adunare, așa este. Noi am votat în adunarea generală, am întrebat cu fratele deputat și mi-a dat accept. Eu nu am procură de la Dumnezeu să fac nici de gând, nici de zile, fără el și fără Dumnezeu. Numai dacă se pare, e merit Duhului Sfânt și nouă. Dacă mi se pare numai nouă, procesele noastre verbale n-au nicio valoare. Vă dau un exemplu. Scrie în Genesa, în capitolul 27, că a vrut cu Iacob să binecuvânte pe Esau și știți ce s-a întâmplat, m-a binecuvântat pe celălalt, l-a mascat și a venit o idee și zice la un moment dat, i-a spus mamei sale, citesc de versetul 12, poate că tatăl meu va fi băi și tu dai seama, mama să nu-i problema asta, nu știu, că și îl întreabă Iacob și Dumnezeu, zici, cum ai găsit fiul de vânat? Domnul Dumnezeu îi cău milosos mea. Nici vorba de Domnul. Domn, mama îl pregătesc. Că a avut tăria să spună că l-a arătat mai ori. Capitolul următor. Pleacă de acasă, că n-a ținut cu binecuvântarea asta fără. Nu, nu. Și visează scara de Dumnezeu deasupra, nu cred că mai departe, dar în dimineața nu era nici scara de crede de Dumnezeu, se scoală și scrie în 28 cu 16. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis cât de important este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Atunci o să iei de Domnul Dumnezeu, când o să te apuce frica, să știi că Dumnezeu e acolo și te vei pe oriunde și oriunde. Și atunci nu contează că te vede tata sau nu te vede, știe păstorul sau nu știe. Asta spunea Mântuitorul. Nu eu fac intrarea, eu nu mă anunț. Voi vă întâlniți cu Dumnezeu, eu cu răzare. Judecata începe de la casa lui Dumnezeu și spune numai pentru patru, dacă ce ne veniți capă cu? Greu la om. Și să vă faci ce vreau și pe tot. Nu spun ce să vă face, nu se vede la dar asta nu-i de dorit. Noi predicăm ca tot să se mântuiască, asta e voia lui Dumnezeu. Cum s-a cântat, nu dorește niciun pic moartea pe tot. Ați înțeles asta, că să mă și mai departe. Noi toți într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeu. Și bine ar fi să stăm de acum. Nu bizuindu-ne pe cutare sau pe cutare. Sau Doamna trebuie crezând că Dumnezeu nu va lua asta în seamă. Lasă-te și ai cercetat de Dumnezeu. Și Dumnezeu să-și facă lucrarea între noi. Să ne cerceteze cu Duhul Său, El va lua în seamă. Nu mai poate putem. Are putere să lase prezența sa divină în noi, mărit să ne dezvolte. Amen. Și în acolo, uite așa a spus până aici, Împărăția lui Dumnezeu vine, dar cu aceeași stare vine și judecată. Și se va stabili cine intră, cine nu intră. În al doilea rând a spus, se conștientizează că noi avem de-a face direct cu Dumnezeu. Nu în fața oamenilor vor da răspuns în ziua aceea, în fața lui Dumnezeu. Roman 14 cu 12, pentru că fiecare dintre noi are să dea socoteală pentru sine, însuși lui Dumnezeu. Noi cântăm și adevărat și bine că noi suntem bine.
mireasa Domnului și ne întâmpină mirele. Dar nu știu cum se va face, că tot atunci, în ziua anunții, noi vom fi robi și Dumnezeu stăpân, la care ne va cere și o viață. Că de-ar fi numai mântă. Așa, cu dragă, spun noi că... Și ne va da cu plăcere părăția Sfântului Catoșului. Dar tot atunci se face și o viață. Mărit să fie Domnul. Amin. De ce mai departe? Matei, capitolul 3. Ioan zicea, pocăriți-vă, căci împărăția celor este aproape. Locuitorii din toată zona aceea, peste 5 și 6 au spus de asta, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el de Ioan. Aici apar niște elemente foarte importante. Dovada vizibilă, declarativă a intrării, acceptării noastre în Împărăția lui Dumnezeu este botezul în apă și versetul 11. Eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt. Sunt acele două botezuri, știe de noi și asta, învățătura despre botezul. Așa spunea și Petru, citesc Faptele, capitolul 2, începând la 55, versetul 38, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat. Și cum am vrea să nu vă întreb, care e botezat în apă, are act. Dar zice aici, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Într-o biserică s-a întors la Domnul o doamnă. Era un judecător doctorat în drept, în care nu știu că tot ce conte de avea. A cercetat-o Domnul cu pocăință și s-a pocăit. Mi-a povestit personal câte audituri avea, câte rânduri de haine și de încălțăminte. Așa stai cu a pocăit, că sunt schimbul al Domnului. Și schimbul de viață și am cunoscut-o și cunosc. N-a trecut mult și-a urmat străluința. Și-a venit la străluință. I-am văzut pe care le spun. I-am străluit printre copii, cum ar fi asta, de clasa 8, de la 11. Așa ne-a obișnuit pe ea cu mediul ăsta, știi? Și un frate care de altă parte și nu cunoștea. Și sora a luat la la străluință, strigă, ce ai Domnul? Și se ruga, Doamne, sora, pe Dumnezeu, pe Domnul, cu ele de astea care... Și Domnul s-a întâlnat și-a întâlnat cu Duhul Sfânt. Slavă Lui. Și ce-a fost interesant, noaptea după aceea a visat pe la fața unui castel, a intrat și s-a spus din nou, bucură-te că ai fost acceptată și ai demutat. Dacă am înțeles și noi ce valoare are botezul în apă, ăsta e dovada între oameni, și botezul cu Duhul Sfânt, care e dovada lui Dumnezeu, cum zice Petru, a mărturisit despre ei. E cineva aici nebotezat în apă și nebotezat cu Duhul Sfânt? Dacă e, îi citește Sfânt Fapte 22, reda Pavel, mi-a zis Anania, versetul 16, și acum, ce să vorbim? Scoală-te și primește botezul și fii spălat de păcatele tale în numele Domnului. Și scrie în Fapte, capitolul 9, în prima relatare, vă citesc la versetul 17. Domnul m-a trimis să te umple de Duhul Sfânt, apoi s-a scurat și a fost botezat. Domnul să-și grăbească lucrarea. Nu să poveți. Am auzit mărturia care mă spun în biserica din Viena, în gura unui frate păstor din America, tocmai se întorsese de la Australia și au zis de acolo de la frați, într-o familie, femeia era credincioasă, botezată de 20 de ani și soțul tot să povede. El era patron, avea afaceri de lui, relații de lui. Dar venea așa la evanghelizări din când în când, mai contribuia și el, era un om binevoitor, deschis, dar tot nu s-a botezat. Și într-o zi, într-o călătorie de afaceri, a acuzat niște dureri, când s-a pus la un control, o boală gravă, galopantă,
l-am pus la pat, au venit frate să-l viziteze și i-au zis, Domnule, mi-a dat și tot ce ar trebui să faci. Din ce nu te botezi? Măcar acum, lumea asta și viața asta sunt pierdute. Și omul a zis, credeți că eu nu m-am gândit? Numai că azi noaptea m-am avut un vis să fiu orator. A venit la mine o persoană îmbrăcată în haine albe de slavă și eu așa știam că Domnul Iisus Hristos avea pe braț o haină și pe palmă cu mână. Asta nu ție să ți le dau, dar ai fost de mai multe ori, nu ți le mai dau. Mi-am întors spatele, a plecat și m-am trezit în vis. N-ar vrea să mă mai botezați schimbe degeaba. Ce tragedie! Dragii mei, Scriptura spune, asta că nu-ți glasul lui, nu-ți împiedică inima. Grăbiți-vă să intrați în harul mântuirii prin botez și rugați-vă Domnului să vă boteze cu Duhul Sfânt. Că numai botezul în apă nu-i destul. Trebuie Domnul să declare și să lase peste noi plinătatea puterii sale ca să putem duce Sfânta Pocăință. Mărit să fie Domnul. Amin. Ce har! Să știi că ești împăcat cu Dumnezeu. Că ești al Lui, că ești pecetuit pentru ziua răscumpărării. Și diavolul Dumnezeu, că nu au amintire, botezul cu Duhul Sfânt să fie o permanență, să fie comuntată, o plinătate de har. Dar prin Duhul să ne trăim viața, să ne bucurăm în permanență de prezența Domnului. Amin. Acestea sunt actele intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar acestea se produc pe fondul a ceea ce spunea Ioan aici, pocăiți-vă. Dar nu asta spuneți că sunteți amor pe toți pocăiți, așa cum am uitat peste Domnul voastră. Ați fi pocăiți cât ortodoxul în țara asta, așa e? Toți creștini, cum vă la sora. Pocăința, într-o primă fază, se produce atunci când omul se întoarce la Dumnezeu și când se botează. Dar din Scriptură, și vă citesc asta, rezultă că cei ce s-au pocăit un an, 5, 10, 20 de ani, vorba de cumva, n-au ținut pocăința cu trebuie, trebuie să se pocăiască iar. Spuneți-mi, mă rog, acele 5 din 7 biserici din Apocalipsa 2 și 3 la care le-a spus, vă citesc, de exemplu, de la Efes, Apocalipsa 2, versetul 2, știu faptele tale, ai răbdare, suferit, n-ai obosit, mă tot mi-a cumis, comunista suferitului. Ți-ai făcut dragostea cu tăi, adus aminte de unde ai căzut, pocăiește-te! Cum? Te văd la securitate, ai 30 de ani de fapte, nu trebuie să te pocăiești iară. Păi, dacă ai slăbit tot cu pocăința, neapărat trebuie. Alții, scrie aici în 3 cu versetul 3, ei s-au botezat, dar de pocăiți de adevărat nu s-au pocăit niciodată. Ei predici au auzit, dar în practică nu le-au fost. Și vreau să te spune, am dus-o minte cum ai auzit. Că tu știi, ține și pocăiește, că vreau mă dai ținut. Mai sunt și de ăștia. Din nefericire mai sunt. Apoi sunt alții mai pe din afară. La Îngerul de la Odice îi spune 3 cu versetul 7, zici, sunt bogat, nu am bogățit. Eu sunt, cum se spune, mai pe scurt, așa, ok. Și zice, tu nu știi, ești călăuz, nenorocit, sărac, or, gol. Fii plin de râd, dar și pocăiești. Apoi ce să mai zicem că și Iov, după ce am comentat el de ce e așa și că nu-i drept, și el a zis că în Iov 42, versetul 6, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, în cerul și cerul. Deci, ascultați-vă bine, nu numai prietenii trebuie să pocăiască, și unii pocăiți trebuia să se pocăiască. Amin.
Așa zice Pavel la 2 Corinteni, capitolul 7. Erau pe acolo să certau și ce făceau și nu mai spune. Dar scrie în 7 cu 10, când a scris o epistolă așa cu durere, de curelare, când a auzit și spune întristarea asta după văd Dumnezeu, atunci o pocăință care duce la mântuire și la împărăție. Întristarea asta, ce frământare a trezit în Dumnezeu, ce cuvinte, ce dorință aprinsă. Doamne, trezește asta în sufletele noastre. A fost la noi o tânără de la Cruz și a povestit că ea e și potrăzată, și pocăită, cum am spus. Dar se supăra, era și cinilă, se tot cosmetiza și iar tot spera că nici așa nu-i bine, era tot cu sau pe asta. Și a văzut că n-are bucurie. Care să poți să laude pe Domnul, să cânte prin Duhul Sfânt și să aștepte pe Domnul. Și mai a zis, nu știu la stăruință, dar mărturisește de înainte. Că pocăința asta e strict legată de mărturisire, că nu am păcătos, nu trebuie să pocăiască, eu sunt Domnul. N-a venit să chem la pocăință pe cei vrei și pe cei, păcătoși care se cau păcate pe proștia pocăință. Că îți pocătați că nu. Și s-a pus la chiar la după cei așa micuți, cu jumătate în Biblia mea. Am supărat. Și ce am așa? Păi, asta e. Am portat și ură asta și asta și asta și a fost nemulțumit cu mare asta. O dăci cu foaia asta pe care mi-a luat la mare acea format al tatăl, a scris-o recto verso, umplut-o tot. Și mai mult decât atât, simțea că Domnul se uită la ea. M-a spus că asta trebuie să ne uităm, să ne imaginăm că Domnul e în fața noastră. Nu uităm să o dea, iar ne vedea că se trebuie să o curați. Și a început să plângă. Se simțea, se rame. Se simțea murdarea pe din amuntru, pe din afară. Și în disperare ei a sunat pe un frate, plângea la telefon. Nu se putea ține, frate, ce s-a întâmplat, dragă? Și a spune, n-am putut crede că sunt de păcătoasă. Și se uită Domnul la mine. Și fratele zice, așa lucrează Dumnezeu. Întâi vrea să-ți vezi cât ești de păcătoasă, ca apoi să te ierte de plin, să te curățească, să te sfințească, să te mântuiască. Citește un Imanul cu nouă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și spunea ea, în timp ce citeam versetul ăsta, am simțit că scurge o apă, așa trece prin mine, peste mine și mă curățește. Și dintr-o dată devin altă. Mi-am inteles, m-a căutat o soră, s-a căutat în tinerețe, apoi a rămas după urmă aia până n-am mai venit și acum s-a întors iar și spune, frate, vreau să mă mărturisesc. Dar să știi, ai vreme că durează jumătate de oră. Sigur, îmi fac vreme că timp vrei. N-am dorat decât 50 de minute. Dar apoi a zis, mă simt mai ușoară, cel puțin cu 30 de kilograme. E mare povară păcatul. Și ferice de cel cu fără de lege, iar tatăl și cu păcatul l-a conferit. Dar asta nu se produce până de vezi păcatul așa ca David, când a spus în 51, păcatul meu ăsta e curmat de o, dacă este un păcat asupra cuvalentului sau fiecare această seară, fiecare să vadă păcatul lui, să poată plânge de el și tot în seara asta, Domnul să lasă de el. Amin. El nu o posește de plâng. Dar numai cel ce își recunoaște păcatul poate fi iertat. Hai să luăm un caz divin de unul pentru bărbați, unul pentru femei. Luca la capitolul 7, o femeie care și-a plâns păcatul, păcătoasă, așa cum e și titlul aici, stătea înapoi la picioare de Domnul Sfinț, atunci stătea unul la masă și pe scaune. Și așa cum am scris în masă la câmp, așa, mijloc să punem niște pături și fiecare și pe picioare mai curat și așezat acolo la picioare. Și nu se plânge că prezența Domnului se amintește păcatele. Și când s-a dat seama că plânge, că e undă picioare, ce se facă, pot să o simți pe nimeni, la spune, se ne șteargă, dar cu ce? Avea la de urmă apărul capului ei. Și Domnul, ascultați ce a zis în 47, păcatele ei, care sunt multe,
Sunt iertat. Asta e tot la sine. Când au zis femeia a luat. Și apoi scrie în versetul 48, s-a dus spre ea și a zis femeie, a repetat. Iertate sunt păcatele. Ce-a? Dar cât despre tine în care credea că nu-i păcătos. Și Domnul a dovedit că în seara aceea vom să se păcate. Ea n-a putut să se smerească și să plângă. O, frumos e în adunare când ne plângem păcatele. Că e dreaptă vorba aceea, că adunarea nu e muzeu de sfinți, e spitalul păcătoși. Și la spital nu merge să facă nenea doctor poză. Mergi și spui ce, cu ce suferi, cu ce te doare, și te lași tratat, te lași operat, că vrei să fii vindecat. Să ne vindeci Domnul sufletele lui și să ne ierte păcatele și să ne sfărească. Are toată puterea să o facă. Ceau omenirea în două. Cei nebriveniți nu se dau să fie și alții care au păcători și ziceau, de ce mănânci o toată lucrurile? Că oameni tot este păcători și mai mult să aparțin, dar ei nu voiau să le pus. V-am dat așa, dar de exemplu, la pocăință unei femei cu femeile, sunt mai lacrimogeni, plâng mai repede. Să vă citesc o pocăință unui bărbat, poate mai celebrat, așa, scrie în Luca 19, de Zacheu, intră Domnul în casa lui și îi zice în versetul 8, ca să vină mea, atunci, iată, Doamne, jumătate din aluția mea o dau săracilor. Și dacă am năvăzut pe cineva cu ceva, îi dau înapoi în pătrit. Acum vă rog să vă gândiți. Să nu vă spuneți ca să nu greșiți. Zacheu a fost un mare înșelător sau nu chiar? Domnul amici, răspundeți, vă fac un calcul, că sunt un amic. Să admitem că Zacheu avea o avere de 100 de mii de euro. Jumătate de la 500 de mii de euro s-au dus, da? Din ce rămâne, dacă ar năvăstit pe cineva, trebuia să dea de 4 ori. Asta înseamnă că maxim 12.500 de euro putea să fie înșelat, că de 4 ori putea să fie 50. Numai cu 12.000 din 100 înseamnă că numai 12.100 așteptat. Și asta o am. Dacă ar fi înșelat mai mult, care are mai multe păcate, că Luca 18 este unul cu 10 miliarde. Este o datorie imensă. Nu știu cât de mare datoria înaintea Domnului, vinovăția, una știu. Dacă ne pocăim cu adevărat și ne sperim, Domnul ne iartă. Amin. Slavă. E bun Domn? Amin. Spune Scriptura aici, în Matei, la capitolul 3, oamenii au ieșit și mărturisindu-și păcatele, au botezați de El. Așadar, să recapitulăm. Dovada oficială a intrării în Împărăția lui Dumnezeu este botezul în apă și botezul Sfânta. Astea trebuie să se conducă pe fond de pocăință. Și pocăința are de a face numai cu păcat. Cine nu-i păcătos, nu trebuie să se pocăiască. După cum cine nu-i bolnav, n-are nevoie de tot. Și acum intrăm mai aia. Pocăința se dovedește atunci când intinea prima renunțare la toate păcatele odată cu mărturisirea, că spune în Proverbe, cine își mărturisește păcatul și se lasă din capul în durare și întreb, am dat dovada asta? Odată în adunare a venit o tânără și a spus, frate, de ce nu vrei să mă botezați? Măi, nu mai știu ce a fost, nu vrea să fie la prevenirea cu un băiat sau nu mai știu ce. Deci nu mă puteți obliga să fac ceva, să-ți rămâne într-o plinie.
culme, trebuie să mă și să te botezi. Ioan Botezătorul i-a surprins și a zis, de ce vreți să fiți botezați fără să renunțați la păcate? Pentru că ăștia, necrezându-se păcătoși, n-aveau un timp să se mărturisească. Și mai întâlnim astfel de oameni. Și chiar dacă e vorba de o pocăință ulterioară, tot mărturisirea trebuie să fie. Dar știți ce-i mărturisirea? Harul păcătoșului. Că un om încărcat de păcate nu se simte liber până nu mărturisește. Așa scăpăm de ele. Și dacă avem și angajamentul să nu le mai facem, ci să renunțăm, stai mare la oară. Să scap de o povară. Dumnezeu să vă ajute. Țin minte că m-a sunat la o tânără din județul dumneavoastră. Și a stat, vreau să mă mărturisesc. Păi mărturisește acolo, nu că am ceva, n-ai spune. Și spune, și spune, dar mai am ceva. Asta nu pot spune, nu că nu ceva. Și zice, mi-a fost de ea. Uite, mă mai presesc tot. Dacă îmi spun într-un păcat care mă urât, o să închide de furt și face tot un proiect. Aia nu mai pot nimic după aia ce spune. Măi, descarcă-te de povara asta. Dragii mei, eu v-aș vedea și în seara asta să nu vă culcați până nu vă mărturisiți. A spune asta și la copii. Într-o adunare, când s-a făcut strângerea banilor, colecte, Eu la rândul meu am greșit, altul a greșit, dar a fost unul sfânt
Sfinților. Aleluia! Care s-a trecut cu ce vedem la cartele noastre. Aleluia! Nu mai merge scurirea acasă, dragi mei. Recunoaște-ți-ne că e în stare să vă ierte și să te curățească orice de ele. Îmi spuneam un frate, ziceam să vă ierte cu operința, că am ajuns la bar și ne-am permis prietenia, curare, mese, vorbe, lume. Am găsit Dumnezeu în cazul peste mine, am sărăcit peste noapte și m-am pus într-o cameră să scriu, Doamne, asta nu e cum asta nu e bun. Ce vrei că vă povestesc? Să mă puneam de genunchi și iar mă spuneam și scrieam. Doamne, și de asta îmi pare rău, și de asta. Și s-a băgat foaia în buzunar și m-am dus la o bărșiune undeva să nu mă știe nimeni. Și-o zis, Domnul, dacă te vei ținea de angajamente roade, eu de unde te voi spăli și voi și cu tine. Și Domnul a ispărit și apoi a dat și un dar duhovnicesc. Bucură pe adevărată viață de pocăință, măriță de Domnul, Domnul să vă ajute. Asta e dovada de început a pocăinței, când te mărturisești la sânge. Iar mi-a zis o rog, Domnul, tip 2, cum spune, s-o rugă cu vădătatea, cu poftă, nu vezi trăiască de acum, altfel. Și m-a zis cu dovadă pe parcurs, că te-ai pocăit cu adevărat și că ai șanse să intri în Împărăție. Și asta e important. Și tu, faceți dar poate vrednice de pocăință. Că se pune ai lângă tulpină și pomii care nu fac rău de bune, cum zice frate Dionisiu Jupitru, poezia sa, iar la urmă o pleava spinii, mădințele uscate de o margine a gândit și vor aruncați pe linii care sunt lucrurile pădate. Da, să fim pom cu roată, pocăiți cu adevărat, cu fapte vrednice de pocăința noastră. Că scria acolo un textul din Tit și l-am amintit adineaur, Tit capitolul 2, citesc versetul 14. El s-a dat pe sine să-și pătrunească de scumpere din orice fără de lege, să-și curățească un loc care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta, capitolul 3, care zice, cei ce au crezut Dumnezeu să caută să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dragii mei, cum vă spuneam pe scumpa mea soție, când îmi se ducea de și scândă, dar i-am spus scumpa că a fost o femeie deosebită și după ce a plecat la Domnul, toți sfinți, dar ascultați-mă ce vă spun, am spus ceva despre soția asta și spun acum la șurori, pentru scumpa mea soție, și asta nu de acum din tinerețe, supunerea a fost pasiune, nu cerință, în toate aspectele. Slujirea a fost încântare, nu datorie. Și smerenia, plăcere, nu obligație. Și cine a cunoscut-o a putut să spună asta. Dragii mei, copiii dumneavoastră vor vedea, soțul va vedea, soția va vedea, cel mai bine că suntem noi cu adevărat pocăinți. Dacă facem fapte vrednice de pocăința noastră și dacă facem, cum vă spuneam că soția a avut parte de așa onoare și trebuie de a descoperi ca să fim noi liniștiți, chiar în perioada de boală, din septembrie a fost la PAM și nu putea să se întoarcă de departe, ca la neurologii, cum ar putea probleme aici. Și întorceam noi, oricum o așezam, ne spuneam bine, n-a clătit o dată. Și când nu mai putea să rostească, să spună cuvântul bine, făcea așa un semn cu buzele că e bine. În perioada asta de boală, Domnul mi-a urcit zile, deci au dat Domnul și a trăit
după ce a căzut prima dată în comă, 3 ani și 2 luni. Și eu, o familie care venea pe la noi, ne-a ajutat. M-a întrebat într-o zi, bărbatul din familia aceea, frate Iosif, întotdeauna nevasta ta a fost așa supusă. Zic, da, este mare. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea pe toți. Și eu am spus, asta nu fac icoana soției mele. Ea a fost numai vasul scurtat, odar a fost Domnul. Și a realizat Domnul, ea poate să realizeze oricare dintre dumneavoastră. Ce a realizat Domnul lui bărbați, evlavioși, sfinți, poate face Domnul din oricare dintre noi, și-o zis la Botezătorul, din pietre Dumnezeu poate să facă Fiul lui Abraham. Spunea cineva din frate din Spania, zic, păi, ea pocăit la scandalos, nu la timp. Și cu vremea de a fi Dumnezeu așa, prin cuptoare, zice, acum poți să tai lemne pe el, nu-ți spun eu o asta vrea Dumnezeu, dar nu vrea. Cine ne vede să întrebe, băi, Sfinții ăștia de unul pica! Nu ăștia o răsărit cu pământ, dar s-a uitat la Domnul și a fost schimbat prin Duhul Domnului, într-un chip ca al lui. Da, așa vrea Dumnezeu. Fapte vrednice. Când o să fii cu adevărat pocăit, nu te ceri cu mama, nici dacă își propune asta. N-are nici. N-a. Poți să încerci cineva să-ți facă ce vrea. Vremea același, plin de pace, Duhul Dumnezeu s-a venit peste tine și m-a vedea toți băi, ăsta este un om pocăit. Amintesc că eram undeva de sucara se plin și peste o familie se plin masă și bărbatul bătrân de acolo din casă nu era pocăit și nu era nici imediat. Zice, mora asta, asta e pocăită, mă. N-am și bătrânit la mama mea. Vor vedea și oamenii și când îi va cerceta Dumnezeu, îi vor da slavă. Vor spune, da, asta este o femeie pocăită, care tace, care rapă, care știe să facă bine, care, Doamne ferește, să judece așa ușurat. Îmi povestea un frate de spălat pe exemplu, unde pocăitii se scapă ușor. Frate de acolo, Sfântul Dumnezeu, astăzi voi da un test mamei tale, care se roagă pentru ca sora ta avea multă vârstă să se căsătorească. Dacă ea testul, anul acesta vei binecuvânta pe sora ta, dacă nu, nu. Și merge cu sufletul la lucrul la mama să-ți facă, îi dă Domnul un test la mama asta. Și făcându-și ceva treabă pe acolo, am să mă ca să vadă la ce oră examen. Și nu m-a tălit două surori, și cum se mai întâmplă din nefericire de-a Domnul la dumneavoastră, nu? Și ai auzit soră ce a făcut toată încurtare și a încurcat cu unul. Și sora a luat testul și zice, Sărma, moșoratul Săpan, să ne rugăm pentru el. Și spune Domnul la femeie, pentru că a primit cu milă, îi voi binecuvânta fata la acesta. Iosif, un om diferit, când a văzut că Maria s-a încurcat și că nu a vrut să o facă de rușine mai mică lume. Da. O, să ne ajute Duhul Dumnezeu să trăim pocăința cu adevărat. Cum e pocăit? Te va învăța Duhul Sfânt. Nu mă scoate dimineața și te roagă cum să spune, cum să te îmbraci, cum să vorbești, ce să faci. Și frumoasă care a crucit lui Iisus, te bucur și aici, și tot pe veșnicia, să vă ajute Domnul Dumnezeu. Iertați-mă că vă așa nu și eu cu ceasul, dar acum ne prim. Dar eu chiar vreau, nu se spare că Domnul să vreau, dar chiar vreau să fiți mântuiți. Vreți dumneavoastră? Amin. Dar tu mai stați pe gânduri?
Când vă mărturisiți sau când nu vă mărturisiți, când vă pocăiți sau când nu vă pocăiți, să fiți tare, să te rost la orice. Să fii gata să renunți, să te împași, să ieri, să pune problema așa. Spunea fratele ăsta așa cum te vine cu soția mea, zice, fratele ăsta, când am văzut strălucirea aia, când am văzut cum a fost primită, nu mă mai interesează cum îl capă și la picioare. Nu mai interesează cu cineva, mi-a ceva sau cum mi-a. Nu mai interesează cum vă fi bolnat sau sănătos, dar vreau să-i cușu pe curțile aia. Că cea mai mare tragedie n-a fi ce m-a spus de la început, să fie avut șansă. Și pentru nu știu cine, și pentru nu știu ce, și pentru o plăcere, și pentru o avere, să nu fiu pocăit cu adevărat. Dacă tot ne-am pocăit, hai să o facem cu toată. Și când ne vom ruga în final să spunem, Doamne, vrem în seara asta să ne iers pe de-a-ntregul și să ne iau să fim pocăiți pe de-a-ntregul. Recapitulez și pocăiesc pe aici. Vei intra în Împărăția lui Dumnezeu, să știi că Împărăția vine, se așează în curând, dar tot atunci unii vor constata și nu vor avea acces în Împărăția lui Dumnezeu. Ca să fim siguri că intrăm conștientizați, ascultați în mine, că noi stăm toți față în față cu Domnul. În fața lui Domnul, asupra. Pentru numele Domnului trebuie să ne pocăim, pentru fericirea care ne așteaptă. În al treilea rând, v-am spus, Dumnezeu a rânduit anumite acte pe care le rânduim, anumite dovezi. Sunt momente speciale. Onorabil de Dumnezeu care ne-a notat în calendarul vieții lui. Că cum țin minte și eu, a fost botezat în apă în 14 august 1983, botezat cu Duhul Sfânt 17 ianuarie 1985. Era un frate bătrân de la noi la Cusen, pentru ce să spun, avea spre 20 ani și pe cineva nu întreba, frate, câți ani ai? Și îmi spuneam, din tot făcut, 47-100. Adică fizic era din 1908, dar prin pocăință în 1904. Numai că, așa cum spuneam botezătorul, spun și eu, în destul noastră de botezăm, trebuie să dăm dovadă de pocăință. Și pocăința începe atunci când te vezi păcătos, când te mărturisești și vrei să o rupi tot ce-i păcat. Numai să te ierte Domnul și să scapi și să știi că o să scapi. Mi-a dat aici să vă spuneți. Un bărbat de vârsta mea s-a botezat așa la 15-16 ani și puterea de pocăit atunci. S-a lăsat epopete și a adus un bandit. L-a cercetat Dumnezeu într-un necaz și la 36 de ani s-a pocăit. Și spuneau cei din jur, n-are cum să se pocăiască, că a fost prea cel asta n-are cum, mai cu să cu s-o dat în interes, ai căzut. Și a fost în casa lui Lucan, auzi pe umbrela copiiței lui. Și îmi spunea, frate, nu pot să mă pocăiesc numai dacă mă rog 3-4 ore pe zi, citesc din Biblie 3-4 ore pe zi, altfel mă năpădesc păcatele, că eu am fost prins cu toate lafurile fără de lege. S-a pocăit cu adevărat. Striga la Domnul și s-au stăiesc mai trecut, când avea apartamentul și avea capitulare, pentru că avea drept. Și când venea peste el, plânsul pocăinții se scăpa și striga și arăta de-a mea. Și spunea, vreau să vă scuzați, că acum mă pocăiesc. Și apoi la o să stări după Duhul Sfânt. 5 ani a strâns. Dar nu s-a lăsat când a plecat și asta. Și cum spune de vârsta mea, deci 5 de ani, de atunci sunt viață 19 ani și a rămas în pocăință, că Dumnezeu are putere să facă din piept de fiul lui Abraham. Asta e pocăință, și apoi să dăți dovada pocăinței în timp, prin viața și prin faptele noastre.
Și apoi cunoscut la două ori, capitolul 1, dacă vine montat și noi doamne sedințele, că avem făgăduințe mari și scupe, cum aveam lucrare, din belșug, nu stăm așa cum până și la judecată, că nu, se ne primească așa cum a fost vederea că a fost primită scupa mea și zice, atâta mă dorești și eu și pentru dumneavoastră. Doamne, ajută! Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Și tocmai adaug ceva. Asta nu ține de pregătire. Să nu uitați să vă rugați pentru mine. Slujirea care o am necesită multă mișlocire. Vă rog când vă amintiți, rugați. Soția mea până trebuia să ruga cu orele. Și acum, la cine să împarte o rugăciunile alea? Pe la prieteni. Dacă nu mi-e dat de mine, pomeniți-vă. Că atunci când o să vină împărăția, nu o să dea Domnul numai mie trebuie pentru câți oameni s-au pomenit. Să împarte cu cei ce s-au rugat. Și ne-au bucurat toți. Dar meritul nu mi-a fost cel mare. Meritul e al Domnului. A noastră e numai bucuria. Se întrebea Domnul Părinte și Părinte și Părinte. Amin. Amin.